Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou gameplay din Euro Truck Simulator 2. O să conducem tot acest Scania R420. Avem o cursă de la Helsinki la Valka. Hai să-i dăm drumul. Roșu. Putem pleca. Aici vom face la stânga, să mergem cu ferry bottom. Ce undeva trebuie să mergem? Merge cam sacadat, că merge un pic prea sacadat. Da, vom merge până la Tallinn. Merge mai bine acum. Ok. Roșu. Care aici este din nou roșu. Merge mai sacadat, fiindcă încarc clipul cu
Counter-Strike. Am înregistrat un gameplay cu Counter-Strike competitiv, în care la final voi primi și un drop din operațiunea Wildfire. Dacă nu ați văzut clipul, intrați pe canal la videouri și căutați-l. Nu este cine știe ce, trebuie să facem singur. Acel clip nu este cine știe ce, pentru că nu sunt nici eu tocmai bun la Counter-Strike. Joc de plăcere. Se făcu verde. Dacă vă plac clipurile mele sau dacă nu vă plac clipurile, lăsați un comentariu, scrieți acolo jos ce nu este în ordine. Iar dacă vă plac, apăsați butonul de like și, bineînțeles, să vă și abonați. Să dăm un pic mai în față să vedem semaforul. Așa. Chiar nu-l vedem. Perfect. Bine că mă uitam la semaforul care face la stânga și nu la cel care merge înainte. Noroc de autobuz. Care a plecat și mi-am dat seama că e verde. Și nu uitați să intrați pe pagina de Facebook pe care o aveți în partea de sus. Este facebook.com/boomgaminghd. Acolo voi posta un avion. Acolo voi posta noutăți, voi posta clipurile când se încarcă. Și de ce nu să dați și un like și pe pagina de Facebook.
stai pe banda ta. Ok, ce se întâmplă aici? S-au trezit și ei să frâneze. Pe viitor voi înregistra și gameplay-uri de pe multiplayer. Frumos. Am făcut-o pe comandă. Primit damage 2% la camion. E ok. Dacă voi trece prin orașe sau pe lângă orașe, voi intra prin oraș să descoper dealerii auto. Încă nu am descoperit un dealer manc. În comentarii la alte clipuri a altor utilizatori, altor youtuberi, să zic așa, care fac gameplay-uri cu RTS2, că sunt unii care joacă cu mouse-ul, conduc cu mouse-ul. Bine, am încercat și eu treaba asta, numai că nu funcționează prea bine la mine. Adică nu sunt eu obișnuit cu chestia asta. Nu mă prea împac. Și de aceea conduc de pe tastatură până voi monta volanul. Tot spun că voi monta volanul. Poate spune de ce e așa mare scofală să montezi un volan. E bine, nu e mare scofală să montezi volan. Problema este că volanul pe care l-am nu se prinde de masă cu un fel de șurub, cum am văzut la alte volane. Nu are un suport de prindere de masă ca lumea. Este cu ventuze, iar biroul meu are o suprafață mai alunecoasă și nu stau prea bine ventuzele acelea. Nu stau lipite ca lumea, cum ar trebui. Și de aceea tot amân ca
poate voi găsi o soluție să frânăm, că văd că a frânat și domnul. Ah. Trebuie să facem și noi aici la dreapta. Poate găsesc o soluție, cum să îl prind fără să mai am problema pe care am avut-o în trecut. Am răsunat ceva indicatoare. Eram frumos în joc, conduceam și dintr-o dată mi se deslipeau ventuzele din partea din față și mă trezeam cu volanul rabatat spre mine și automat pierdeam controlul. Să vedem ce aici. Dau un service. Și automat pierdeam controlul și făceam accident. Și în acest weekend voi da drumul și la seria de Minecraft. Și cred că voi proba și un live stream doar de probă. Nu știu dacă voi face un gameplay complet, dar voi vedea. Cred că voi face live stream-ul duminică după amiază. De ceva voi anunța pe Facebook. Știu că deocamdată nu am tare multe vizualizări și probabil nu voi avea nici la livestream-ul care vreau să-l fac duminică, nu voi avea mulți oameni care să se uite, dar după cum spuneam, îl încerc de probă să văd cum merge și cu timpul vor apărea și abonați și vizualizări și așa mai departe. Important este că fac un lucru care îmi place, pe care vreau să-l fac de mult. Și da, cam asta. Și am descoperit un Dealerman. În sfârșit.
ne apropiem de destinație. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Chiar dacă... Hai, domnul. Mulțumesc, domnule. Chiar dacă nu a mers treaba perfect, dar măcar am avut o cursă frumușică, zic eu. Și acum să vedem cu parcarea. Dacă reușim să parcăm din prima sau vom face ca data trecută. Hai, aici este parcare ușoară. Bineînțeles, nu ar fi ceva de mirare să nu o reușesc nici pe asta. Livrare reușită, cam am primit puțin penalizări. Cam acesta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa!